Fiul omului nu a venit ca să i se slujească, ci ca să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Sub aceste cuvinte se așează întreaga Evanghelie după Marco. Duminică de duminică intrăm în diferite săli de expoziție, săli de pictură. Tablouri după tablouri se desfășoară înainte ochilor noștri încercând să ne învețe ceva despre acest Isus care n-a venit ca să îi se slujească, ci ca să slujească și să-și dea răscumpărarea pentru mulți. Sala în care vom intra astăzi se poate intitula Puterea. O altă sală ce conține patru tablouri. Fiecare tablou bogat în sine. Fiecare tablou ar putea constitui o predică de sine stătătoare. Fiecare tablou are un mesaj aplicativ cât se poate de concret pentru oricare ființă umană. Vom vizita cele patru tablouri în cele ce urmează, încercând să înțelegem, încercând să aplicăm câteva din adevărurile creionate acolo. Firul roșu care trece prin toate cele patru tablouri ar putea fi exprimat în felul următor. Nu există problemă pe care Isus să nu o poată rezolva. Nici forțele naturii, nici posesiunea demonică, nici bolile incurabile, nici chiar moartea fizică nu sunt o problemă pe care El să nu o poată rezolva. Acesta ar fi un fel de fir roșu prin tablouri. Haideți să le luăm pe rând și să învățăm câte ceva din fiecare. Primul tablou, am intrat în sala numită Puterea. Primul tablou pe care îl întâlnim este Isus liniștește furtuna. În acea zi, când s-a lăsat seara, le-a zis să traversăm în partea cealaltă și lăsând mulțimea, l-au luat în barcă așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte bărci. Atunci s-a strânit un vârtej de vânt puternic care arunca valurile în barcă, astfel încât barca era aproape plină cu apă. Isus era în partea din spate a bărcii, dormind pe o pernă. El au trezit și i-au spus, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Atunci el, ridicându-se, a mustrat vântul și a zis mării, Taci, liniștește-te! Vântul s-a oprit și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: De ce sunteți fricoși? Tot nu aveți credință? Ei s-au temut foarte tare și își ziceau unii altora: Cine este acesta de la ascultă până și vântul și marea? Nu există forțe naturale care să-l ia prin surprindere, care să nu îi se supună. Iată primul adevăr al acestui tablou. Nu există forțe naturale care să-l ia prin surprindere, care să nu i se supună. Furtunile vieții, furtunile vieții pot veni în multe forme. Și nu ai decât două opțiuni. Nu ai decât două opțiuni. Să te îngrozești sau să te încrezi. Dacă ai impresia că Isus doarme pe pernă, trezește-L. Chiar dacă te va mustra pentru puțina ta credință, El va potoli furtuna. Iată primul tablou cu acest prim adevăr pentru noi. Nu există forțe naturale care să-l ia prin surprindere, care să nu-i se supună. Treci printr-o furtună în viața ta? Nu există absolut nicio forță pe planeta aceasta care să-l pună în încurcătură. Nu există. Câtă vreme ești cu el în corabie, ești în siguranță. Deși am putea rămâne în tabloul acesta și să ne uităm la cele trei tipuri de mustrare pe care le găsim acolo, de fapt, aceste trei mustrări pe care le întâlnim în tablou vorbesc despre condiția umană. Prima mustrare este a ucenicilor. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Nu ne regăsim și noi în situații de felul acesta? Când este mai greu, când situația, când furtuna este mai mare, ce facem? Doamne, unde ești? Nu-ți pasă? Chiar nu-ți pasă de mine? Ne regăsim foarte ușor aici. Fiecare procedăm la fel. Apoi, vedem un Iisus mustrând vântul și marea, Iisus ne scoate din încurcătură și apoi suntem noi în centrul atenției. Tot nu aveți credință? De ce sunteți fricoși? Nu pricepeți că dacă sunteți cu mine în barcă, în corabie, nu vi se poate întâmpla nimic? Primul tablou, al doilea Iisus vindecă demonizatul Din gadara Cea mai extinsă și intensă Relatare biblică A unei exorcizări Textul este lung Așa că am să-l Prescurtez în felul următor Doar să vi-l împrospătez Iisus intră cu ucenicii În ținutul Decapolis Un om demonizat Îi iese în întâmpinare Și îi se închină Iisus cere Duhului rău să iasă afară din om. Duhul rău preia dialogul și începe să negocieze cu Iisus plecarea. Iisus acceptă ca legiune, numele Duhului rău, din acel om, să intre într-o turmă de porci aflată în apropiere. Turma de porci se aruncă în mare, omul demonizat este liberat și revine la viața normală. Locuitorii din cetatea respectivă vin la Iisus și spun, pleacă de la noi, ne a distrus toată economia. Pleacă de la noi, ne teamă. Aceasta este pe scurt întâmplarea, tabloul din fața noastră. Adevărul principal al tabloului este iarăși cât se poate declar. Nu există autoritate în univers pe care puterea lui să nu o poată controla. Primul tablou ne spune nu există forța naturii, nu există nicio forță capabilă să-L înfrângă pe Iisus. Iisus o poate controla. Al doilea tablou, nu există autoritate în univers pe care puterea lui să nu o poată controla. Dar întâmplarea este bine creonată, extinsă și are tot felul de detalii care ne pun pe gânduri și ne ridică o grămadă de întrebări. Astfel de relatări, cum este cea a exorcizării omului din Gadara, astfel de relatări ne expun unei lumi care stârnește interes mult interes. Poate prea mult interes. Așa că o să intrăm foarte puțin în domeniul acesta, atâta cât ne permite Scriptura. Și încep prin a spune că interesul activ cu privire la lumea demonică este periculos. Avem foarte puține informații privitoare la lumea demonică și asta nu cred că este la întâmplare. Nu avem aceste informații pentru că nu ne fac bine, pentru că nu ne sunt de folos, ci mai degrabă sunt periculoase. Dumnezeu, Duhul Sfânt, ține tăcere cu privire la aproape toate informațiile pe care ne-ar plăcea să le știm cu privire la această lume. Cea mai, parte, cea mai mare parte a învățătărilor date de așa zis și specialiști în domeniu sunt doar speculații. Sunt doar invenții. Totuși, ce am putea ști despre această lume și să fim în siguranță? Oare ce lucruri am putea învăța? La ce să fim atenți când vorbim sau când ne trezim că avem un interes pentru o astfel de lume? Haideți să vedem câteva din aceste lucruri. 1. Odată nu știm cum și de ce oamenii ajung să fie demonizați, posedați. Nu știm. Nu avem o informație clară scrisă în Scriptură. Ne se spune că unii oameni sunt așa, dar nu știm cum au ajuns așa. Nici măcar într-un caz nu știm lucrul acesta. Așa că nu are rost să pretindem că noi am ști. Nu știm cum și de ce unii oameni ajung demonizați. Dialogul dintre Isus și demonizat este cât se poate de ciudat. Te pun să juri pe Dumnezeu să nu mă chinui. Cum vine asta? De ce cer să nu-i trimită din ținutul acela? Asta înseamnă că sunt duhuri teritoriale care stau pe zone geografice? Abar nu avem. Demenii pot intra și în animale? Abar nu avem. Am spune, da, că uite, au intrat aici. E bine, e discutabil. Relatarea intrării duhurilor în, în, în turma de porci este cel mai probabil o mărturie oculară, ceva ce s-a întâmplat, nu un tipar de funcționare a acestei lumi. Și Iisus îngăde lucrul acesta cu un scop foarte precis și o să-l vedem imediat. Dar întrebările continuă să fie în capul nostru, că vedem tabloul în fața noastră. Și spunem, bun, draga turmă de porci s-a aruncat în mare. Bun, dar odată ce porci s-au aruncat în mare și au murit, ce s-a întâmplat cu duhurile? Dacă au ieșit din ei, de ce au mai intrat în turma de porci? La ce bun toată scena asta? Să moară odată cu porcii? Nu se prea poate, pentru că ființele spirituale nu mor. Și atunci, de ce toată această întâmplare? Are un tâlc, are o învățătură în spate, dar funcționarea lumii demonice tot nu o cunoaștem. Ne uităm la această întâmplare cu porcii din Gadara și putem învăța un lucru practic pentru noi astăzi, și anume, pentru Isus, un om este mai valoros decât un număr mare de animale. Un om este mai valoros decât economia unei cetăți întregi. Iisus preferă să fie nimicit o turmă de porci, să fie distrus o economie a unei cetăți, decât să fie nimicit un om. Iisus nu pune semnul de egalitate între om și animale. E relevant astăzi? Mă tem că nu. Mă tem că nu. Un suflet de om merită orice sacrificiu material. Câștigarea unui suflet de om merită orice sacrificiu material. Deci am văzut că nu știm cum și de ce unii oameni sunt demonizați. Nu știm, nu prea pricepem. 2. Trebuie să evităm satisfacerea oricărei curiozități privitoare la lumea demonică. Și asta nu o spun eu, o spune Sfânta Scriptură. Lucrurile sunt clare. Citiți în Deuteronom 18, de la 9 la 12. Ascultați-l pe Dumnezeu vorbind despre acest interes, despre această curiozitate nepermisă. Când vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu înveți să practici. Să nu înveți să practici. Urăciunile acestor neamuri, să nu se găsească la tine nimeni care să sacrifice fiul și fica, să o dragă prin foc, să practice divinația, prezicerea, interpretarea semnelor, vrajitoria, care să lege prin descântece, care să întrebe duhurile morților și care să cheme spiritele sau care să caute pe cei morți, pentru că oricine practică toate aceste lucruri este o răciune înaintea Domnului. Dumnezeu este cât se poate de clar. Evitați Satisfacerea oricărei curiozități. Nu învățați să practicați astfel de lucruri. Este ceva periculos, te expune. 3. Trebuie făcută distinția dintre boală, influență demonică și posesiune demonică. Am adăugat acolo cuvântul boală. Trebuie făcută distinția dintre boală, influență demonică și posesiune demonică. Nu este înțelept să le amestecăm pe toate. Pe prea mulți oameni vedem amestecându-le și dând învățături de felul acesta. Și sunt cât se poate de periculoase. Tulburările afective, anxietatea, depresia, trauma, etc. Tulburările neurologice, cum ar fi epilepsia și altele asemenea ei, tulburările comportamentale, pot avea mai multe tipuri de cauze. Este o greșeală să le băgăm pe toate în aceeași oală. Și anume să le dăm tuturor o niște cauze spirituale demonice. Scriptura nu ne permite așa ceva. Aceste tulburări afective, neurologice, comportamentale au mai multe tipuri de cauze. Pot avea cauze fiziologice, anumite disfuncții, dezechilibre chimice, soluția, nutriție corectă, tratament medicamentos. Astfel de tulburări pot avea cauze morale, vinovăția și rușinea te pot conduce la astfel de tulburări. Soluția, mărturisire și consiliere aceste tipuri de tulburări pot avea cauze mentale sau psihologice. O soi de descurajare emoțională care te cuprinde și te face praf. Soluția, comunitatea, relații sănătoase și semnificative. Și da, aceste tulburări pot avea și cauze spirituale, ceea ce ne poate conduce la ideea de demonizare. Dar sunt mai multe tipuri de cauze. Sunt patru tipuri de cauze. De aceea, boala, influența demonică și posesiunea demonică trebuie separate între ele. Deși unii au să le pună toate aceste boli pe seama, sau tulburări, pe seama posesiunii demonice, nu este așa. Uitați-vă, Sfânta Scriptură face o distinție între ele. De exemplu, în Marcu 1 cu 34, am trecut prin textul acela, el a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a alungat mulți demoni. Dacă fraza aceasta nu este suficient de clară pentru că poți să spui că a lungat demonii când acele boli, exprimarea poate fi oarecum nesigură, haideți să ne uităm în Matei 4 cu 24. Ascultați, acolo lucrurile foarte bine clarificate. Oamenii îi aduceau la El, la Isus, pe toți cei ce sufereau de diferite boli și pe cei ce erau în chinuri, pe demonizați, observați distincțiile, pe epileptici sau lunatici și pe cei paralizați, iar el îi vindeca. Până și Sfânta Scriptură, cu mii de ani în urmă, face o distincție între cauzele acestor tipuri de tulburări. Prin aceasta, eu nu spun că influența demonică nu există în tulburările de orice fel. Eu cred că cel rău se poate folosi de boala, de tulburare afectivă, neurologică, de comportament, ca să profite de om. El se poate folosi de orice asperitate, de orice fisură, de orice neajuns fizic, moral sau spiritual, ca să împingă omul spre distrugere. Dar nu este posesiune demonică. Boală, influență demonică, posesiune demonică. Sunt lucruri diferite. Boala e boală și o poți trata. Sau o poți vindeca într-un mod miraculos sau științific. Influența demonică este ceva mai neclar care vine să exacerbeze o problemă pe care o ai, boală sau altceva. Posesiunea demonică este singulară și unică. Ceea ce ne conduce la al treilea lucru. Posesiunea demonică este evidentă. Nu este greu să o deosebești. De aceea să nu ne grăbim să etichetăm orice boală, orice problemă ca fiind ceva spiritual acolo în spate. În Scriptură sunt 35, în Evanghelie sunt 35 de miracole menționate, făcute de Isus, detaliate, sigur că Isus a făcut mult mai multe, ne spune Scriptura, dar 35 sunt creionate, detaliate, explicate sau prezentate. Din acestea 35, doar 5 sunt exorcizări. În acestea 5, te uiți la oamenii demonizați din ele, oamenii, subiectele principale a acestor tablouri, și vei vedea că prezența demonică se manifestă într-un mod neobișnuit este evidentă urlă, se trântea pe jos trântește la pământ spume la gură, scrâșnește se aruncă în foc și în apă violent, dezbrăcat se automutilar, rupea lanțuri cătuși și obezile, cel din Gadara despre care vorbim acum fetița sirofeniciană era muncită de un drac ce se însemnea? Era chinuită de un drac observați? Posesiunea demonică este evidentă. O poți deosebi. Este distinctă. N-ai cum să nu îți dai seama că așa ceva la mijloc. Trebuie să fie ceva neobișnuit, ieșit din comun. Mai ales că dacă ne uităm, dacă ne uităm la aceste semne ale demonizatului, am putea, am putea deosebi câteva dintre ele. Putere și rezistență fizică neobișnuită. Ceva ieșit din comun. Comportament ciudat ceva care clar nu este comportamentul ce ține, ce are de-a face cu normalitatea. O cunoaștere supranaturală. Toți îl cunoșteau pe Isus și îl interpelau pe Isus. Ceva în cunoașterea omului îți dă de gândit. Ceva din dialogul lui, din comunicarea neobișnuită pe care o vezi la cel de lângă tine. Modul în care comunică, vorbește, îți spune că ceva nu e în regulă. Îți dă niște semnale. Și cinci, își face rău de obicei Demonizatul își face rău Așa sunt semnele demonizaților Pe care îi întâlnim în Scriptură. Nu aș vrea să merg mai departe de acolo Și să inventez eu cum mai poate fi unul Dar sunt semne evidente Așa că Să nu etichetăm cu șirință Oamenii ca fiind sub posesiune demonică Le mai băgăm în cap și astfel de lucruri Când poate fi doar o boală care poate avea diferite cauze. Prea ușor îi acordăm celui rău o importanță pe care nu o merită și o putere mai mare decât are. Pentru că lumea asta e fascinantă. Ne strânește curiozitatea. Mai putem afla încă un lucru. Ceea ce știm cu siguranță este că Isus are putere peste această lume. Iată un alt lucru foarte important pentru oricare dintre noi practic, Isus are putere și peste această lume. Îl ruga mult pe Isus să nu-l trimite afară din ținut. Îl ruga pe Isus, te rog, nu mă trimite de aici. Isus e șeful, clar. El are autoritatea. I s-a închinat, a cu la stare. El le-a dat voie să intre în turma de porci. Observați? Ceea ce știm cu claritate este că Isus are putere și peste această lume. Sau, altfel formulat, lumea demonică nu face ceea ce vrea, ci este supusă lui Isus. Noi nu suntem la cremul ei și asta ne poate da liniște. Noi nu umblăm pe stradă și ceva intră în noi din senin. Noi nu suntem la cremul ei, noi suntem păziți. Isus are putere peste această lume. Și aș mai menționa un ultim lucru. Isus respinge reclama demonilor. Și multe întrebări de felul acesta s-au uh, ridicat. De ce să o respingă? Îi face reclamă, devine cunoscut, îi se vede puterea. Și am avea argumente în astea omenești. În Marcu 1 cu 34 spune pe demon, nu-i lăsa să vorbească pentru că îl cunoșteau. De ce? Vă dau două motive. De ce Iisus nu lăsa să vorbească? Și la îndemâna noastră. Le putem înțelege. Pentru că promovarea făcută de demoni l-ar decredibiliza pe Iisus. Gândiți-vă, dacă un om periculos, controversat, un om cu manifestări antisociale, care se automutilează, cu un comportament ieșit din minți, ar veni și ar spune, ce, ar veni și -ar spune ceva despre tine și tu ai accepta ce spune, te-ai asocia cu el. Cât de credibile ai mai fi tu în ochii celorlalți? Ăștia sunt împreună, să <laughs> asocează unul cu altul? Cu asta? Mersi, și tu ești lipsit de credibilitate Doi, pentru că promovarea făcută de demoni I-ar putea deturna pe cei prezenți de la vorbirea lui Dumnezeu Adică gândiți-vă iarăși, practic Dacă Iisus ar fi primit reclama demonizaților Cei prezenți acolo, văzând că Isus acceptă reclama pe care acesta o face ar avea impresia că demonizatul vorbește adevărul. Băi, are dreptate. Fii că Iisus acceptă asta. Hm. Dacă o altă ocazie, când demonizatul ar vorbi cuvinte din partea celui rău, nu ar exista riscul ca celălalt să spună, are dreptate, că și atunci a avut dreptate când Iisus a ce spune. Și ce spune acum trebuie să fie adevărat? Pentru că e credibil omul, demonizatul. Și nu i deci, de ce Isus interzicea demonilor să-i facă reclamă? Pentru că s-ar decredibiliza și pentru că demonizatul, în alte instanțe, i-ar putea deturna pe cei prezenți la vorbirea lui Dumnezeu. Pentru că ar deveni el credibil, demonizatul. Iată câteva lucruri. Pe care le putem accepta cu liniște, cu siguranță, și nu m-aș duce mai departe de ele. Restul sunt speculații. Dar tabloul acesta este mare, este bogat, conține mult mai multe învățături și aș vrea să mergem mai departe, să ne uităm cu atenție la o altă mică scenă din tabloul al doilea. Cei ce văzuseră ce s-a întâmplat cu cel ce fusese demonizat și cu porcii, le-au isturisit totul. Atunci, ei au început să roage pe Isus să plece din hotarele lor. Și iată cum poate începem să pricepem de ce Isus a lăsat exercițiul cu porcii să se întâmple. <coughs> Pentru că era un soi de test, de testare a populației respective. În ciuda, gândiți-vă, în ciuda manifestării colosale a puterii și a autorității lui Isus, Adică Demonizatorul era cunoscut, era extrem de violent, un gol, stătea în cimitir, se tăia cu pietre. Era o, era o imagine înfiorătoare. Spune textul, l-au văzut îmbrăcat frumos, îmbrăcat și cu mintea, mintea întreagă. Adică văd manifestarea uriașă a puterii și a autorității lui Isus. Văd ce schimbare uluitoare poate să facă Isus între ei. Și ei preferă să renunțe la Isus decât să renunțe la resursa lor, la sursa lor de venit și de securitate materială. Du-te de la noi, du-te de aici, lasă-ne, du-te. Când ai murit o sporci. Și asta conține o lecție de viață poate pentru noi astăzi. Când posesiunile materiale te posedă, aventura credinței devine imposibilă. Pentru că posesiunile materiale te pot poseda. Nu este un duh rău. Am vrut să folosesc termenul posesiune pentru că suntem în contextul. Posesiunile materiale te pot poseda. Și când te posedă, aventura credinței devine imposibilă. Isus și-a chemat ucenicii la un nivel de trai total neobișnuit, adică să ai nimic. Așa le spune, mergeți cu nimic în stă. Prea mult trăim ca și cum este mai important să ne câștigăm existența decât să ne câștigăm viața. Dar tabloul mai are un detaliu. Cel ce fusese demonizat îl ruga să-l lase să rămână cu el, cu Isus. Dar Isus nu l-a lăsat, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și istorisește-le cât de mult a făcut Domnul pentru tine și cum a avut mila de tine. Și ne uităm la acest detaliu și nu se poate să nu ne punem întrebări. De ce nu l-a lăsat pe demonizat să meargă cu el? Ar fi fost un exemplu extraordinar, o mărturie grozavă. Mergea din loc, loc și uitați-vă, ăsta este cel care a fost așa și uitați-vă cum este el acum. De ce nu l-a lăsat să meargă? Ar fi devenit poate un misionar, ar fi mers după Iisus până la capătul lumii. De ce? Pentru că uneori este mai greu să mergi acasă între ai tăi ca să fii un exemplu decât să mergi în lume ca misionar. Pentru că acasă ai tăi te cunosc cine ești, ei vă transformarea uriașă ce a avut loc în tine. Să mergi misionar, te poți ascunde sub ce aspect vrei tu. Uneori este mai greu să mergi acasă între ai tăi ca să fii un exemplu decât în lume ca misionar. Uneori este mai ușor pentru oricare din noi uneori este mai jos să faci un sacrificiu pentru Isus decât să te expui apropiaților tăi. Ți-e mai ușor să mergi pe stradă să vorbești cu un străin în credința ta decât să vorbești între ai tăi. De ce? Iată un posibil răspuns de ce Isus nu-l lasă să meargă cu el. Îl vrea acasă între ai lui să le povestească și să fie o mărturie. Și ar mai putea exista un răspuns de ce nu-l lasă? Poate pentru că bătălia fostului demonizat nu se sfârșește odată cu exorcizarea. Și asta ne responsabilizează pe fiecare dintre noi. Bătălia fostului demonizat nu se sfârșește odată cu exorcizarea. Nu știm din textul de aici, ci poate doar din cel din Matei 12 sau Luca 11, unde mai aflăm ceva despre lumea spirituală rea. Și ascultați-l pe Iisus explicându-ne ceva acolo. Luca 11, 24 la 26. Când Duhul Necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, dar nu o găsește. Atunci își spune, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Hmm. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce și mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, și intrând locuiesc acolo iar starea din urmă a acelui om ajunge mai rea decât cea din tâi și atunci dacă această explicație lui Iisus este validă și eu cred că este demonizatul, fostul demonizat trebuia să confirme curățirea mai avea o luptă de dus o responsabilitate de portat să se țină departe de lumea asta pentru că se pare că Duhul ieșit afară revizitează și încearcă din nou intrarea dacă îi permiți, starea ta devine marea ca cea dintre ei. dacă nu ai confirmat rămâi responsabil așa că bătălia fostului demonizat nu se sfârșește odată cu exorcizarea poate Iisus nu vrea cu el lăsându-l să-și împlinească această responsabilitate să se păstreze eliberat. Să își umple casa măturată și curățată și împodobită cu lucruri venice de laudă, adevărate, cinstite, onorabile, nobile. Textul continuă și ne spune El a plecat și a început să proclame prin Decapolis cât de mult făcuse Iisus pentru el și toți erau uimiți. Acum, iară să ridic o întrebare practică pentru noi. P în anumite instanțe, să spune, nu spui la nimeni, tași din gură ce ți s-a întâmplat, nu spui la nimeni, nu spune la nimeni. Și aici spune, du-te și spune altora. Păi când spun și când tac. Eu vreau să știu, Doamne, să știu când vorbesc și când nu vorbesc, să, spun, să știu când îmi spun mărturia schimbării pe care am trecut și când nu mi-o spun. Cum știu când să relatez miracolul de care am avut parte? Răspunsul este, când poți să o spui și când să taci? Răspunsul este, nu știu. Eu nu știu. Poate că tocmai pentru a nu ne face o regulă din prezentarea sau neprezentarea mărturiei, vedem în Scriptură și, și. Și atunci, practic, cum aplic eu asta în viața mea? Uitați-vă cum o pot aplica. Când vine vorba de mărturia de prezentarea mărturiei intervenției Dumnezeu în viața ta. Fă ceea ce, ce ceea ce te îndeamnă specific Duhului. Uneori merită să-ți o spui, alteori nu merită să o spui. Întreabă-L pe Dumnezeu, întreabă-L Duhului Dumnezeu. în momentul să spun ce s-a întâmplat, miracolul din viața mea sau să nu. Verifică-ți îndemnul resimțit și motivația. Pentru că prea mult ne comportăm ca la o grădină zoologică în care aducem și prezentăm miracolele săvârșite și purtăm pe oameni pe scenele bisericilor noastre spunând despre minunea de care a avut parte. Și lăuntrul omului se poate schimonosi pentru că ajunge o mare vedetă pentru ceva ce n-ai făcut. Dumnezeu a lucrat în viața mea și uite ce a făcut și suntem purtați din loc în loc să spunem ce am făcut. Care e motivația pe care o faci? Poate că vedem în Scriptură situația în care se spune taci și situația în care Jesus spune spune. Deosebirea dintre ele între tine și Dumnezeu. Doamne, ar trebui să o spun? Cum să o spun? În ce cadru să o spun? De ce aș vrea să o spun? Ca să fiu grozav, să mă scot în evidență, să știe lumea că Dumnezeu a fost special cu mine. Aici e bătălia pe care trebuie să o ducem fiecare. Nu avem un răspuns. Când o spui, când nu. Este la nivel personal pentru fiecare. Sau de ce Isus îi spune, îi cere fostului demonizat să-și prezinte mărturia, poate era de a face cu zona. Nu știu sigur. Dar era un teritoriu locuit de greci de capul, erau 10 cetăți în care locuiau neamurile, Poate că Iisus pregătea terenul pentru neamuri și spune, tu mergi aici și spune-le. În cazul tău vreau să spui pentru că oamenii ăștia nu sunt din poporul meu, eu am venit pentru poporul meu, trebuie să știe și ei ceva. Pregătește terenul. Și nu este deloc lipsit de importanță că în capitolul 8, să vedem, vom întâlni a doua înmulțire a pâinilor, care are loc unde? În Decapolis. Și acolo Iisus hrănește 4.000 de oameni care au venit să-L asculte. Să fie rezultatul mărturiei fostului demonizat? Nu știm. S-ar putea să fie și alte răspunsuri. Al treilea tablou. Vindecarea femeiei cu hemoragie și învierea fetiței lui Iair. Un tablou în tablou. Și asta nu este întâmplător, are un tâlca lui. Iisus este chemat de conducătorul sinagogii locale să-i vindece fetița muribundă. Pe drum este întrerupt de o femeie cu hemoragie cronică. În timp ce se ocupă de vindecarea ei, fetița lui Iair moare. Totuși, Iisus merge la Iair acasă și o înviază pe fetiță. Un tablou în tablou. De ce? Are un ca lui și o să-l vedem imediat. În primul rând, o primă lecție de viață este următoarea. O întâlnim și la Iair și la femeia cu hemoragie. Iair era conducătorul sinagogii. Era fariseu. În capitolul anterior vedem că fariseii deja au început împotrivirea în fața lui Isus. Au început să-l respingă. Iair trebuie să treacă un obstacol serios. Se duce la Isus sau cedează în fața poziției sociale și religioase. Isus se duce. Lecția de viață? Nu dă da voie niciunui obstacol să te rețină, să te apropii de Isus și să-i ceri vindecare. Obstacolul lui Iair era poziția socială și religioasă. El se expune în fața categoriei lui sociale, mergând la Isus și spunând, fetița mea este pe moarte, vino, puneți mâinile peste ea ca să fie vindecată și să trăiască. Dar povestea întâlnirii dintre Isus și el se întrerupe fix aici. Și se inserează o altă povestire, un alt tablou. Oare de ce? Doar pentru că așa s-au întâmplat lucrurile cronologic? Poate, dar poate și pentru o lecție de viață. Și următorul tablou inserat aici este următorul. După el mergea mult noroc și îl îmbulzea. Și era o femeie care 12 ani avea o scurgere de sânge. Un alt obstacol. Pentru că aceeași lecție pe care o vedem nu da voie niciun obstacol să te rețină în a te apropia de Iisus și în a-i cere vindecare. Obstacolul femeii era legislativ, al lui Iair era social-religios. Obstacolul femei era legislativ. În Levitic 15 se stipulează foarte clar Faptul că o persoană afectată de o astfel de hemoragie este necurată și oricine se atinge de ea era necurat. Nici o părtăcică a vieții ei nu rămăsese să se neatinsă. Sexual trebuia să se depare de soțul ei. Matern nu își putea mângâia copiii. Casnic, orice lucru pe care îl atingea devenea necurat și oricine atingea acel lucru se făcea necurat până seara. Fizic era epuizată, social marginalizată, spiritual intrarea în templu era interzisă. Boala femeii nu era o jucărie, nu era ceva ușor de dus obstacolul ei era legislativ, ea trebuia să meargă între oameni, mulțimea se îmbulzea ca să ajungă la Isus. Aceeași lecție de viață, nu da voi niciun obstacol să te rețină, să te apropii de Isus și să ceri vindecare. Uneori și noi avem exact același sentiment, sentimentul că problemele noastre sau status zvoul, ne interzic să apelăm la Dumnezeu. Uneori te gândești că ești prea rău Că nu te califici, alte ori ești prea sofisticat, nu te poți cobori la nivelul cerșetorii Nu lăsa niciun obstacol să te țină departe de mila lui. Credința nu se lasă înghesuită de obstacole. Apoi, ni se spune, de 12 ani avea hemoragie, adică boala era incurabilă. A fost pe la toți doctorii, nimeni nu i-a dat de capăt. De ce mențiune aceasta? Pentru că poate constitui o încurajare pentru toți aceia care de ani de zile se luptă cu o boală, cu o durere, cu o neîmplinire, la care Dumnezeu pare să nu mai răspundă. Deși de 12 ani purta boala cu ea, lecția de viață ne o dă foarte clar. Nu-ți pierde speranța și nu înceta lupta. Dumnezeu poate schimba imposibilul în posibil. A auzit apoi de Isus, ne arată tabloul, a venit pe dinapoi prin mulțime, s-a de haina lui, căci își zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi vindeca. Da, credința ei era puerilă. Noi știm că nu haina avea putere. Credința ei era puierilă, dar... Iată învățătura. Dumnezeu nu disprețuiește o, o credință naivă, dar sinceră. Ce onorează și răspunde. Chiar dacă credința ei a fost naivă, copilărească, dacă vreți. Dumnezeu e onorează. Poate te afli în starea în care de 12 ani te lupți cu o boală, cu o înfrângere, cu o nemulțumire generalizată, cu un puternic sentiment al eșecului și intuiești că ai avea șanse de eliberare dacă te atingi de poala hainei lui. Poate intuiești asta că la Iisus ai avea scăpare. Ei bine, până nu te pornești la drum, prin mulțime, intuiția ta nu se dovedește a fi credință. Abia când dai la o parte obstacolele și te atingi de el, vei avea parte de vindecare. Pentru că Dumnezeu nu disprețuiește o credință naivă, dar sinceră. Continuarea o știm. Iisus și-a dat seama imediat că din el și se o putere, spune textul, și întorcându-se spre mulți, mi-a întrebat, cine s-a atins de hainele mele? De ce o cheamă pe femeie la vedere? Pentru că, Dumnezeu te ia de la nivelul tău de înțelegerea credinței și te conduce la înțelegerea ei de plină. Voia să o învețe pe ea și să ne învețe pe noi un lucru important. Credința nu se amestecă cu superstiția. Nici poala hainei, nici ciucurii de la șal nu conțineau putere de vindecare. Nu în textilele acelea stătea puterea. Iisus vrea să o evidențieze ca să clarifice un lucru. Și știți ce spune? Fică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii vindecată. Se prea poate ca vindecarea să fie venit de la rostirea lui Isus, nu la atingerea hainelor. Cine m-a atins o, o putere și din el și ea știu că e vindecată, da? Credința ta te-a te mântuit, du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Iisus elimină superstiția și onorează credința. Dar totuși, haine, șal, atingere, ce-o fi acolo? Să vedem săptămâna viitoare, în Matei 6, versetul 56, ne confirmă ce am spus acum. Spune textul și oriunde mergea el, îi așezau pe bolnavi în piețe, și îl rugau să-i lase doar să se atingă de marginea hainei lui. Și toți cei care se atingeau de el erau vindecați. Ce s-a întâmplat aici? Lucrurile sunt foarte clare. Îl rugau să-i lase să se atingă. Era credință, nu era puterea hainelor. Iisus le permite să se atingă ca să se vindece. Credința și puterea era în Iisus, nu în hainele respective. Se încheie tabloul cu femeia cu hemoragie și Iair revine în prim plan. În timp ce el încă vorbea, au venit câțiva din casa conducătorului sinagogii și au zis, fica ta a murit, de cel mai deranjezi pe învățător. Și când vezi povestirea cum merge, spui, de ce a avut loc acest ic în povestirea acest tablou în tablou? Iisus pornise spre fica lui Iair care trăgea să moară, pe drum se oprește pentru a se ocupa de o femeie bolnavă, dar nu cu viața în pericol. Ce-o fi fost în inima lui Iair? Și asta este sensul tabloului în tablou. Gândiți-vă, fica mea trage să moară, vină otrog la mine. Și Iisus merge spre casă și se oprește și se ocupă de o femeie bolnavă. Of, de ce te oprește acum? Ce dacă mai așteaptă femeia asta încă câteva ore? Fica mea moare, vină odată. Ah, și uite, chiar a murit. Ce ai făcut cu mine? Nu aveai timp pentru ea mai târziu? Frică mea murit, gata, mi am urit, gata, mi-am pierdut, am pierdut-o, nu se mai poate. Tabloul în tablou are de-a face sau conține o lecție legată de răbdare. Răbdarea lui Iair era pusă la încercare sau încrederea lui în Isus. Oare nu face Dumnezeu la fel și cu noi când suntem mai agitați și mai nerăbdători? Dumnezeu și ia un pic de timp să mai facă ceva. Poate învățăm ceva din tabloul de astăzi dacă cumva întârzie pe drum, o face ca să ne testeze încrederea. Stai liniștit, ai vreme. Nimic nu-mi scapă de sub control, eu îmi țin promisiunile. Dar Isus, când a, s -au, auzit că fetița murise, dar Isus, fără să înseamnă cuvintele lor, a zis conducătorului sinagogii, nu te teme, crede doar. Adică, ce să învăț de aici? Să învăț următorul lucru. Când lucrurile sunt pierdute definitiv din punct de vedere omenesc, la Dumnezeu mai există speranță. Adică fetița murise. Și cu toate acestea, la Dumnezeu mai există speranță. Dacă situațiile în care te afli sunt desnădăjduite, nu uita că Iisus poate face imposibilul posibil. Când au ajuns ei la casa conducătorului sinagogii, Iisus a văzut acolo tulburare și pe cei ce plângeau și băceau mult. El a intrat și le-a zis, de ce sunteți tulburați și plângeți? Copilul n-a murit, ci doarme. Ei însă râdeau de el. De ce face Iisus jocul acesta? Păi nu era mult mai tare o înviere din morți decât un sculat din somn? Să scol din somn pe cineva și eu pot, foarte ușor. Dar să înviez din morți nu pot. De ce Isus folosește metafora somnului, a dormirii? Pentru că Isus întotdeauna vrea să ne învețe ceva mai mult. Isus se folosește de metafora dormirii ca să indice că condiția ei a fetiței este temporară și va fi remediată. Metafora dormirii avea o țintă mai lungă și anume, moartea fizică nu este sfârșitul vieții. Ceva mai urmează, viața îmbracă o altă formă, dar moartea fizică nu este sfârșitul. Și Pavel, în să în capitolul 4, se folosește de aceeași metaforă ca să ne încurajeze că moartea fizică nu este sfârșitul. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Refuză să se spună morți. Au adormit. Este o stare de trecere. Moartea fizică nu este finalul cei adormiți în Hristos se vor trezi în dimineața învierii. Și Iisus, prin acest joc de cuvinte cu adormirea, vrea să le spună lor și nouă, moartea fizică să nu vă sperie. Ea nu este finalul. Văzând reacția lor, ei râdeau. Iisus i-a scos pe toți afară, i-a luat pe tatăl copilului, pe mama acestea și pe cei ce erau cu el și a intrat acolo unde era copilul. De ce îi scoate afară? De ce nu-i să să vadă nu? Arăt, o vedeți? Vedeți? Cam am înviat -o? Nu, acum ce mai ziceți? Iisus nu așa se raportează la oameni, ci de fapt ne transmite un alt adevăr. Bagiocoritorii, jocoritorii, necredincioșii dacă vreți, nu au parte de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Cei care își bagioc de el, cei care disprețuiesc pe Iisus lucrarea Lui, nu au parte de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Iisus i-a scos afară atunci și va scoate afară pe bagiocoritoare și la finalul istoriei actuale. Tabloul continuă. A apucat copilul de mână și a zis talit acum, care a tradus înseamnă fetiță, o ție, zic scoală -te. Fetița s-a ridicat imediat și a început să umble. Era în vârstă de 12 ani. Ei au înmărmurit de mirare. Peste câțiva ani, Petru, cu ecoul acestor cuvinte, talit acum, fetiță, o ție, zic scoală le folosește ca să o învieze pe Tabita sau Dorca, faptele apostolilor. Iisus le-a poruncit stăruitor ca nimeni să nu știe despre aceasta și a spus să-i se dea fetiței să mănânce. De ce să nu spună? Din nou, unul să spună, altul să nu spună. De ce să nu spună? Pentru că bagiocoritorii sau cei bagiocoritori la adresa lui Dumnezeu nu merită mărturia puterii lui. De aceea. lasă să creadă că era doar adormită. Oricum nu le folosește la nimic. Oricum nu le folosește la nimic. Și iată-ne că am călătorit prin sala aceasta, și ne-am uitat la patru tablouri. Ideea principală a întregii săli, adevărul central prin toate aceste tablouri, este următorul și este cât se poate de încurajator. Putem pleca acasă cu acest adevăr. Și anume, când ajungi la capătul resurselor omenești, este abia la începutul resurselor divine. Când ajungi la capătul resurselor omenești, furtuna Forțele naturii noi nu le putem stăpâni. Nu avem nicio șansă. Demonizarea noi nu putem controla și stăpâni. Bola incurabilă, de -aia incurabilă, că noi suntem incapabili să o vindecăm. Moartea cine o poate opri? Absolut nimeni. Uman. Și atunci... O sală în care am învățat că atunci când ajungi la capătul resurselor tale, omenești, ești abia la începutul resurselor divine. Iată ideea principală acestor tablouri.